În această perioadă, începând din seara zilei de 25 februarie și până mâine, suntem încă în cod portocaliu de ger, am fost în cod portocaliu de viscol până aseară la ora 11. Am ținut să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să vă expunem activitatea pe care noi am desfășurat-o în toate aceste zile și starea județului la acest moment. Începând de duminică seară, la centru ISU s-a convocat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, centru din care fac parte reprezentanții tuturor instituțiilor implicate în aceste activități pe situații de urgență și care a funcționat și funcționează încă până când se va termina codul portocaliu. Acest lucru se întâmplă de fiecare dată. La acest centru se ajung toate informațiile, de acolo se diseminează în județ toate intervențiile, deci acolo este centru de comandă în care și noi, toți cei pe care ne vedeți aici, am stat o bună parte din zile și din nopți, atunci când a fost nevoie. De asemenea, începând de duminică, au fost aduși la Spitalul Giurgiu sau la Rude, dar în municipiu, toate persoanele dializate și gravidele din județ. Nu pot să spun toate gravidele, pentru că o parte dintre ele, pe proprie răspundere, au refuzat să vină. Din fericire, nu am avut probleme, nu a fost chiar niciuna care să fie în situația de a naște imediat. Și trebuie să spunem populației că cele care chiar nu vor și dau declarație pe proprie răspundere că nu vor fi aduse, nu pot fi luate cu forța, dar își asumă riscul pe viitor, dacă condițiile sunt foarte rele, de a nu fi, de a nu putea fi aduse în timp la spital. Nu am avut, din fericire, astfel de situații. De asemenea, am luat hotărârea rând pe rând în funcție de cum s-a prelungit codul portocaliu de închidere a școlilor. Am zis că este foarte bine să protejăm copiii, pentru că chiar dacă drumurile se deschid, totuși, vedeți că în municipiu trotuarele nu sunt deschise, ar fi trebuit copiii să meargă pe drum, ceea ce nu se poate pe stradă, le puneam viața în pericol și de asemenea este și gerul foarte puternic. Și atunci am hotărât ca în această săptămână copiii să stea acasă și desigur că vor recupera orele pe care le-au pierdut acum. Trebuie să vă spun că în toată această perioadă a existat o cooperare non-stop între toți cei pe care îi vedeți în fața dumneavoastră, plus domnul director de la Enel, împreună cu echipele dumnealui, care a fost foarte eficient, împreună cu cei care lucrează la drumuri, deci cei care au lucrat la dezăpezitul drumurilor, atât pe drumurile naționale, cât și pe drumurile județene. Trebuie să știți că a existat o coordonare, o cooperare și o întrajutorare între toți factorii care sunt răspunzători pentru codul acesta portocaliu și pentru acest viscol, fapt care a făcut ca aseară la ora 10 să avem deschise toate drumurile naționale și județene din județ. La acest moment mai avem doar câteva drumuri comunale cu dopuri, porțiuni de drumuri comunale cu dopuri, se lucrează peste tot și trebuie să știți că și în acest moment, chiar dacă drumurile județene și drumurile naționale sunt desfăcute, cei care lucrează pentru a desface toate drumurile sunt toți, atât primarii, cât și drumurile județene, cât și drumurile naționale. Fiecare și-au împărțit utilajele pe care le mai au viabile, pentru că vă imaginați că parte din ele au picat după toate aceste zile de lucru, dar și-au unit iarăși forțele și de la unii la ceilalți se ajută și merg pentru ca până diseară să avem absolut toate drumurile și cel mai micuț drum din cel mai îndepărtat cătun desfăcut. Oricum, drumurile care au rămas acum nu sunt de importanță foarte mare. Nu am avut în toată această perioadă niciun sat izolat, nu am avut situații de urgență cu oameni care să rămână înzăpeziți. Au mai rămas mașini, e adevărat, dar nicio mașină n-a stat în zăpadă mai mult de jumătate de oră. S-a acționat foarte repede și au fost scoase
de pe unde erau. De asemenea, sunt foarte mulțumită că, așa cum ați văzut, DN-ul a fost în permanență deschis, mai puțin o noapte, când a fost închis nu pentru că nu era dezăpezit, pentru că era în acea noapte, înainte de a hotărâ închiderea drumului, să știți că am fost pe ea toți cei pe care ne vedeți, mai puțin doamna subprefect, în rest toată lumea a mers pe drum să se convingă dacă se poate circula sau nu și trebuie să știți că vizibilitatea era zero. Deci a fost închis din cauza vizibilității. Efectiv, nu-ți dădeai seama că ești pe stânga, pe dreapta, în șanț sau oriunde o-i fi. Și atunci ăsta a fost motivul pentru care am închis o noapte DN-ul din cauza viscolului. Dar jos era negru. Deci jos era negru și s-a păstrat la negru. Aș vrea să mulțumesc tuturor instituțiilor implicate, aș vrea să mulțumesc primarilor, aș vrea să le mulțumesc că au fost foarte înțelegători și că au comunicat între ei și că totul s-a întâmplat foarte bine. Trebuie să subliniez că de 5 ani de când sunt prefect, niciodată n-am reușit atât de repede să aducem la curat județul și niciodată nu s-a lucrat atât de bine și de eficient. Aș vrea să mulțumesc în mod special acum Poliției de Frontieră, pentru că trebuie să știți că ieri după amiază aveam 20 de kilometri de tiruri pe DN-ul, redeschizându-se drumurile în țară și Vama Bulgară fiind închisă o mare perioadă de timp. În această perioadă se făcuse o coadă foarte mare, până dimineață mai erau 8 kilometri din 20, deci au lucrat la foc continuu, ajutați și ei de toți ceilalți factori responsabili. Trebuie să mulțumesc poliției, agenților care au stat azi noapte în stradă, eu am fost și am văzut, la minus 17 grade nu puteau să stea foarte mult în mașină pentru că trebuiau să se plimbe pe lângă tiruri, căci existau pericole și îngheța în secunda 2, dar au stat și au rezistat și le mulțumesc pentru acest efort deosebit pe care l-au făcut în noaptea trecută și au reușit să aducă totul la zero. Le mulțumesc fiecăruia în parte, fiecare dintre ei au merite deosebite și ar trebui să vă vorbesc o zi întreagă de fiecare câte eforturi au făcut. Pompierii, de exemplu, pentru a putea scoate de la crânguri persoanele care rămăseseră în mașină, deci la momentul acela nu se putea dezăpezi sub nicio formă, așa cum știți și șenilata dumnealor a rămas suspendată, era foarte mare zăpada acolo și ca să-i scoată pe oameni, pompierii au făcut cu lopata drum, s-au legat unul de celălalt în viscolul foarte puternic și au scos oamenii de acolo. Le mulțumesc foarte mult. Și toți, pentru tot ceea ce fac, sunt niște eroi. Eu așa îi consider și așa îi văd și trebuie să le mulțumim și să fim mulțumiți de ei. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și centrului de urgență de la Ministerul de Interne, care a fost în permanentă legătură cu noi, ne-a dat tot sprijinul și ne-a ajutat și au răspuns foarte prompt la toate solicitările noastre. Cooperarea a fost impecabilă și cu dumnealor. Am fost pe telefoane și pe stații, fiecare dintre noi, 24 din 24, ceea ce a făcut ca lucrurile să meargă bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată înțelegerea de care ați dat dovadă în toată această perioadă și pentru faptul că astăzi sunteți alături de noi. Am să-i rog pe colegii mei acum. Radu? Da. Bună ziua, vă spun și eu. Odată cu instituirea codului portocaliu, la nivelul instituției noastre, s-a luat ca măsură suplimentarea numărului de dispeceri și activarea grupe operative, aproximativ 15 ofițeri și subofițeri care au lucrat 24 din 24 pe grupuri. Având asta, s-a realizat datorită istoricul din anii precedenți, știind că va fi o avalanșă de apeluri pe 112. Situația operativă în perioada de referință este următoarea. Intervenții la incendii 8, intervenții smurt 19, asistența persoanelor 12, sprijin ursaj, dintre care 6, intervenții cu autoșenilata. Aici vreau să vă precizez că am avut un caz la crânguri, un copil de 7 ani, grav bolnav. Am încercat să intervenim cu șenilata noastră, nu am reușit, am rămas blocați. Nămeții aveau în jur de 5 metri. Am reușit totuși să
Îl salvăm cu ajutorul domnului director Dinu Augustin, care ne-a pus... Directorul de RDP. Directorul de RDP București, care ne-a sprijinit cu o șenilată de mare capacitate și astfel am reușit să ajungem la copil, să-l preluăm și să îl salvăm. Țin să mulțumesc domnilor primari care au fost alături de noi în această perioadă și au dat curs cu promptitudine solicitărilor noastre de a interveni atunci când am avut apelul pe 112 privind unele autoturisme care au rămas blocate în nămeți. Am avut o colaborare foarte bună și cu cele trei baze de zăpezire care de asemenea au răspuns solicitărilor noastre. Țin să vă precizez că au fost un număr de peste 100 de autoturisme care au rămas blocate ori derapate. S-a intervenit într-un timp foarte scurt, așa cum a spus doamna prefectă, nimeni nu a rămas surprins în nămezi mai mult de 30 de minute. Cam atâta. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Rușan, unde sunteți acolo? Vă rog. Să rămâinile, bună ziua. În această perioadă, Jandarmeria Giurgiu, prin structurile sale, a acționat pentru menținerea unui climat de normalitate, adoptând o serie de măsuri în scopul prevenirii populației și limitării urmărilor situațiilor de urgență apărute. Pe lângă activitățile desfășurate în comun în cadrul CGS-ului și despre care doamna prefect și colegul de la pompieri au făcut vorbire, doresc să prezint câteva dintre acțiunile și misiunile specifice jandarmeriei. Astfel, am asigurat o capacitate operațională optimă de răspuns pentru îndeplinirea misiunilor specifice și gestionarea situațiilor de urgență, având constituite echipe de intervenție în municipiul Giurgiu, localitățile Bolintin, Vale, Mihăilești și Clejani, zilnic, un număr de 40 de jandarmi fiind pregătiți pentru a interveni. Au fost intensificate patrulările auto, îndeosebi în zonele din municipiu, care sunt în evidența noastră pentru că sunt frecventate de către persoane fără adăpost, aceste persoane fiind îndrumate spre cel mai apropiat spațiu de cazare. Și mă refer aici la Giurgiu Nord. Am asigurat împreună cu colegii de la poliție supravegherea, dirijarea și îndrumarea participanților la trafic în ocazia restricțiilor de circulație impuse îndeosebi pe DN5. De asemenea, din punct de vedere logistic, am asigurat starea de mobilitate a autovehiculelor proprii din dotare, astfel încât am putut interveni în timp oportun la peste 60 apeluri venite din partea populației prin sistemul național 112. Atât independent, cât și împreună cu colegii de la poliție, am desfășurat o serie de acțiuni de distribuire de ceai, cafea și produse de panificație șoferilor de pe autocamioanele staționate pe DN5. Activitățile personalului din subordine au fost reorganizate în deosebi ale celor din ordine publică, astfel încât activitățile acestora și care implică o expunere prelungită la factorii climaterici nefavorabili să nu îi afecteze, diminuând pe cât posibil riscurile pentru sănătatea acestora. În acest sens, doresc să vă spun că nu am avut evenimente, cei peste 400 de jandarmi care au fost în misiune în această perioadă, nefiind afectați. Mă refer la jandarmii din ordine publică și la cei din structurile de pază și protecție instituțională. Au fost mediatizate activitățile desfășurate și misiunile executate, fiind făcute unele recomandări în sensul protejării populației la expunerea prelungită la frig. În încheiere, doresc să menționez că, la nivelul structurii pe care o conduc, s-a efectuat un schimb de informații în timp real și oportun cu organele administrației publice locale și structurile MEAI,
abilitate și care au competențe cu privire la gestionarea situațiilor de urgență, cărora le mulțumesc pe această cale pentru buna colaborare. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept eventuale noastre întrebări. La sfârșit, da? Domnul Răboș, vă rog. Bună ziua! Aș dori să menționez, în această perioadă au fost luate măsuri de către IPPF în ciuptul de suplimentarea efectivelor turelor de serviciu din cadrul SPF Giurgiu, pentru, atât pentru controlul la trecerea frontierei la documente, cât și pentru supravegherea zonelor adiacente PTF Giurgiu Rutier. Doresc să vă aduc în atenție faptul că am avut o colaborare permanentă cu autoritățile de frontieră bulgare, având ca scop fluidizarea traficului prin PTF. De asemenea, recomandăm participanților la trafic să consulte aplicația Trafic Online de pe site-ul www.policiadefrontiera.ro, care prezintă o medie de așteptare în principalele puncte rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Această aplicație este actualizată în timp real, astfel încât utilizatorul poate folosi cea mai bună rută. Momentan, vă pot da valori de trafic la PTF Giurgiu de la ora 7 până la ora 11, pe sensul de intrare au fost 9 autocare, turisme 60, camioane 125, microbuze 41, persoane 379 de persoane. La ieșirea din țară, autocare 3, turisme 71, camioane 129, microbuze 45, persoane 421. Dacă dumneavoastră aveți alte întrebări, vă rog. La sfârșit. La sfârșit, da. Domnul Țone, vă rog. Și îmi cer scuze, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru sprijin și pentru informațiile care le-am valorificat pe această perioadă. Mulțumim. Bună ziua. Inspectorul de Poliția Județului Giurgiu în această perioadă a participat activ, a fost un membru al Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției. Din 25 februarie 2018, printr-o dispoziție scrisă, tot efectivul IPJ Giurgiu a fost în dispozitiv, începând cu factorii manageriali și în funcție de evoluția fenomenului meteo ne-am dozat eforturile ulterioare. În această perioadă am avut angrenați un număr de 352 de polițiști cu 73 de autospeciale din dotare. Am instituit la nevoie, în funcție de ce decizii s-au luat la nivelul centrului județean, un număr de 56 de puncte de blocare, control și dirijare a traficului rutier. Am participat în echipe mixte împreună cu toți colegii de la celelalte instituții la acțiuni de dezăpezire, salvare de vieți omenești, extragere auto-înzăpezite. Am făcut echipe mixte împreună cu colegii de la jandar pentru, dar și separat, distribuire de ceai cald și alimente către participanții la trafic, șoferii de tir aflați în nevoie. De asemenea, am participat împreună cu Enelul la repararea, refacerea avariilor electrice care s-au produs în urma intemperiilor. Și n-am uitat, am acordat o importanță deosebită oamenilor străzii, am mers în punctele unde ei stau și am încercat să evităm să aibă probleme în această perioadă. Ceea ce este cel mai important, consider că în această perioadă nu s-au pierdut vieți omenești, nu au fost persoane înghețate și din punct de vedere polițienesc nu s-au comis fapte grave de importanță sau evenimente în gestiunea noastră de investigare și cercetare. Nu ne oprim aici, în următoarea perioadă va fi cod portocaliu de ger. Am dispus astăzi ca toți polițiștii să se deplaseze în teritoriu, să identifice bătrânii care locuiesc singuri, familiile nevoie, alte persoane vulnerabile și împreună cu autoritățile locale și celelalte instituții să luăm măsuri pentru a nu se produce evenimente negative. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, pentru atenție și vom continua în acest ritm. Înainte de a-i da cuvântul domnului președinte, vreau să mulțumesc
celor care sunt, celor doi care sunt lângă mine, doamnei suprefect, pe care am simțit-o alături și în care am simțit un ajutor de nădejde, și atunci când am fost eu, a fost ea, sau ne-am putut împărți una acolo, una dincolo, și domnului președinte, alături de care am fost de duminică noapte încoa. Deci trebuie să știți că la toate acțiunile la care am participat am fost împreună. Și pe străzi, și la centru de conducere, și la poliția de frontieră, și în vamă, și oriunde a fost nevoie, am fost împreună. Și trebuie să recunosc că datorită lor mi-a fost mult mai ușor decât îmi era înainte. Deci ajutorul a fost substanțial și le mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Domnul președinte. Bună ziua. În primul rând vreau să urez doamnelor la mulți ani, fiind 1 martie, să aveți o primăvară frumoasă și tot ce vă doriți noastră. Mulțumim. Rezultatele pe care noi le-am avut vis-a-vis de dezăpezire s-au datorat foarte comunicări. Între noi a fost o comunicare perfectă. Așa cum v-am spus, cu ceva vreme în urmă, s-a format un grup de WhatsApp unde au fost toți cei care ne vedeți la masă, am fost în acel grup, s-au trimis informații și imagini în timp real. Unde au fost probleme, s-a intervenit. Ați văzut și dumneavoastră ce a însemnat zăpada pe drumurile județene. Au fost comune în care zăpada a depășit 2-3 metri. Comunicarea a fost foarte bună, s-a intervenit în timp real. Vreau să mulțumesc tuturor celor de la masă. Domnului inspector Apostol vreau să-i mulțumesc. La ora 2 noaptea eram la dânsul birou împreună cu doamna prefect și cu domnul Țone, căutând soluții ca să scoatem persoanele rămase la crânguri și acel copil. Domnul Covaci, ne-am întâlnit pe șosele aproape în fiecare noapte. A fost foarte activ. Nu trebuie să uităm primarii care ne-au ajutat foarte, foarte mult. Au fost un real ajutor. Nu trebuie uitat domnul director Dinu de la DRDP București, pentru că acolo unde noi nu am putut face față, dânsul ne-a pus la dispoziție șenilată, ne-a pus la dispoziție freză. Mai este o unitate militară de la Mihai Bravo care ne-a dat o freză foarte mare. Ne-a fost de foarte, foarte mare ajutor ieri. Nu greșesc când spun că am impresia că suntem primul județ în cod portocaliu, care avem toate drumurile deschise. Foarte important că nu am avut victime, foarte important că persoanele care au rămas înzăpezite nu au așteptat foarte mult până când au fost scoase din nămeți. Direcția Județeană de Transport, admirabil, credeți-mă, n-au avut zi, n-au avut noapte, în permanență au fost pe șosele. Aș vrea să v-aș recomanda. V-aș ruga să vă uitați pe pagina lor de Facebook ca să vedeți acolo ce înseamnă zăpadă la Oncești, ce înseamnă zăpadă la Gogoșari. Îi mulțumesc domnului primar de la Gogoșari de mare ajutor, domn primar de la Toporu, Clejean, Singureni, marea majoritate a primarilor. Vreau să vă spun că au fost alături de noi și ne-au ajutat foarte mult, pentru că nu puteam face față nămeților. Nu a fost o zăpadă de 10 cm, cum am tot citit prin ziare. Nu cred că am fost nepregătiți, pentru că altfel nu puteam da spre circulație toate drumurile. Comunicarea a fost cheia, să știți, reușitei, și grupul pe care noi l-am format aici, echipa, ne-a ajutat foarte, foarte mult, pentru că unde nu putea să intervină direcția județeană, intervenea ISU, unde nu putea ISU, ne ajuta poliția. Doamna prefect a fost lângă noi tot timpul, ne-a coordonat. Domnul Popescu de la circulație, nu trebuie uitat. Toți am funcționat ca o echipă. Vă mulțumesc mult și dacă aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție. Deci au fost sincopele de comunicare cu mass media. Primele 24 de ore, niciun comunicat din partea Comitetului de Urgență, Județean de Urgență. Primele 2-3 comunicate au fost de la Consiliul Județean. Pentru că, așa cum v-am spus, centrul de conducere și coordonare a fost la ISU, de acolo se transmit aceste comunicate și pentru că efectiv nu am avut timp. Deci fiecare dintre noi am fost atât de ocupați încât nu am avut timp să strângem datele. Vedeți, ca să dăm un comunicat, nu-l putem da cu date generale. Suntem prin județ, facem, dregem. Trebuie să strângem niște date statistice. Oamenii ne întrebau pe noi, ne trimiteau mesaje, dacă pot să ajungă, nu știu, cucuruzul, situația drumurilor. Ne dau telefon și noi nu aveam
După 20 de ore de când pornise, nu aveam nicio informație, nu știam ce să le spun. Situația drumurilor a fost în permanență afișată pe site-uri, pe Facebook-uri, pe peste tot. Un comunicat oficial presupunea mai mult timp, timp pe care noi nu l-am avut. Unul la mână. Doi la mână, să știți că există un ordin de ministru al Ministerului Afacerilor Interne care spune că după în aceste situații de urgență, după finalizarea situației de urgență, se face o conferință de presă, ceea ce facem și noi acum, în care se aduc la cunoștință toate datele. Pentru date punctuale și foarte grave și informare imediată, există un purtător de cuvânt care cred că v-a răspuns tot timpul la telefon. Știați care este purtătorul de cuvânt al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar pentru comunicate lungi nu este timp, credeți-ne. Chiar nu este timp în dezvoltarea, în dinamica acestei situații. Domnul președinte ne-a transmis niște comunicate seci, așa cum aveam nevoie. Drumul cu tare, se acționează. Drumul cu tare, în zăpezi. Domnul Diaconescu, era greu să vorbim noi, pentru că era în mijlocul zăpezii, credeți-mă. Era foarte greu. Dumneavoastră spuneați că aveți un grup de WhatsApp. Grupul ăla de WhatsApp, presupun că era și purtătorul de cuvânt care trebuia să transmită, nu din oră în oră. Grupul de WhatsApp era format din toți cei care ne vedeți la masă. Situația drumurilor scurt, așa, telegrafic. Dar situația drumurilor a fost publică tot timpul. Puteam pune noi. Nu era nicio problemă. Puteam să le înflorim, să le facem povești. Situația drumurilor a fost tot timpul. Important a fost că nu am avut victime și nu am avut situații grave. Și să vă mai spun un lucru. Situația drumurilor, dacă noi o dădeam acum peste jumătate de oră, sigur era alta. Pentru că în dinamică, unele se închideau în 5 minute, altele se redeschideau într-un sfert de oră. Așa a mers în toată perioada asta. Deci, același drum închis și redeschis și de 3 ori și de 5 ori. Cei care ne întreba pe noi cum ajunge el cu mașina. Dacă îi merge microfon. Bun, și eu vă spuneam la momentul ăsta, deci știți care exista riscul, eu vă spuneam la momentul ăsta, da, e desfăcut drumul, până ajungea Nea Gheorghe s-a înfundat. Și ce făceam? Așa este. Nu, era riscul lui și responsabilitatea noastră. Dar ce s-a întâmplat la Vama? Pentru că noi îl dătusem. Ce s-a întâmplat la Vama? Am citit prin anumite site-uri că a venit, nu știu ce, secretar de stat să rezolve problema, că n-ați reușit să ce problemă să rezolve? Nu știu, cu tirurile, cu... Dar nu a fost nicio problemă, a fost Vama. Ha, mai luat și dumnealui acasă. Domnul Diaconescu, a fost Vama închisă, dar ce sunt unii zeloși care le place să scrie. Cred că ați avut comunicat de presă din partea instituției pe care o reprezintă și acela a fost real. Nu a fost nimic diferit de acele comunicate. Nu știu. Și Vama a fost închisă. Ne-am chinuit să băgăm tirurile prin parcări, prin unde s-a putut să putem dezăpezi. În momentul când s-a deschis Vama, când bulgarii au permis să se lucreze, oamenii ăștia și-au făcut datoria cu brio. Doamna prefect, punctual, astea nu sunt mulțumiri unor instituții, aveți practic și nemulțumiri la adresa unor instituții, primării, sunteți nemulțumite de modul cum au acționat în această perioadă? Nu, chiar nu am nicio nemulțumire, vreau niciuna. Niciun reproș nimănui, deci în 5 ani este prima oară când chiar nu am niciun reproș de făcut și le mulțumesc tuturor. Și îi rog să mă ierte, să mă scuze, dacă în vâltoarea evenimentelor uneori mi-am ieșit din fire și am mai ridicat tonul. Asta e, se întâmplă să mă înțeleagă. Da, într-o zi și o noapte au fost toate drumurile deschise. Ce nemulțumire. Da, ați pus degetul pe rană. Domnul, deci în penultima ședință extraordinară de CJSU, am solicitat domnului primar să ne transmită măsurile pe care le-a luat cu operatorul care execută dezăpezirea pe municipiu. Pot să spun că este activitatea dumnealui și sunt nemulțumită de activitatea pe care a făcut-o a avut-o în municipiu pe de o parte, pe de altă parte. Însă, la solicitare a răspuns de fiecare dată și dumnealui, să știți că m-a ajutat punctual. De asta am spus că nu am nimănui ce să reproșez. De exemplu, în punctul în Vamă, atunci când am avut nevoie, mi-a dat utilaje de fiecare dată.
Dar ieri, eu am fost în vama ieri, doamnă, zăpada, de cât era drumul Răboși, zăpada. Au venit ieri, dar solicitarea poliției în cheiere, nu se putea intra. Dacă ieri dădea drumul circulației la momentul ăla, nu aveau cum să intre. Erau jumătate de metru în vamă. Nu mai poți. Dar piața la, mișcau. La ora când a spus noastră în vamă, se lucra. Și pe sensul nu era de, la taxă, când am fost eu, la taxă, pe rambleul căii ferate, dincolo de taxă, se... Nu, am vrut să fac o fotografie pe rambleul căii ferate. Nu era nimic, deci nu era dezăpezită calea ferată. Vă arăt filmare. Cred că s-a filmat după ce s-a dezăpezit, să fim serioși. Da, pentru că în momentul în care s-a dat drumul circulației, stați un pic, când bulgarii au deschis vama, s-a circulat? La ce ora? Da? La ora 10. La ora 10. Vă dați seama dacă nu se lucra? S-a dat și cu sare, s-a dat și cu sare. Pentru că trebuia să dați drumul și era să după drumul. Nu, nu. Deci cu sare noi am început să dăm de duminică. Am dat înainte, în primul rând. Deci înainte s-a dat foarte bine. Nu pe viscol, nu, categoric pe viscol. Dar după aceea, da, nu s-a mai putut, s-a mai dat. Niște tiruri și a fost nevoie să le scoateți cu tractorul pentru că nu s-a putut circula pe pod. Nu e adevărat. Eu vă întreb ce s-a întâmplat. Ieri în vamă era zăpada. Nicu, te rog frumos, lasă-mă să răspund eu. Nicu, te rog frumos, lasă-mă pe mine, da? Solicitarea poliției rutiere s-au adus utilajele de dezăpezire. Poftim? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Iarăși aveți informații false. Deci, tiruri au rămas acolo dezăpezite. S-a făcut înzăpezite. Vă povestesc și la ele. Dezăpezirea s-a făcut inițial cu utilajele de la Consiliul Local, ce au avut ei și cât au avut ei, după care am solicitat la nivel de CJSU, eu și cu domnul președinte în speță, da, de la CNADNR și ne-au trimis niște utilaje mai mari și mai puternice, pentru că pe plan local n-aveam, pe nicăieri, nici la drumul județene, nici la SDN-ul nostru, nu aveam utilaje atât de mari încât să facă față. Gândiți-vă că acolo este în câmp, că a fost viscol și că s-a adunat zăpadă foarte mare. Și utilajele noastre nu făceau față, da? Am văzut că nu fac față, am cerut și ne-au trimis de la București, da? Deci am avut de la CNADNR, de la București, utilaje. Asta unul la mână. Cu mașinile care au rămas pe pod. Pe pod este o pandă, da? CNADNR-ul lucrează doar cu sare. Dacă dai cu sare, dai degeaba, că alunecă alea în draci. Drept pentru care am luat pe propria răspundere hotărârea să dăm cu nisip, deși nu mai avem voie. Și de-abia după aceea am putut să le tragem. Și că mai rămân, rămân. Vreau să vă spun că după ce au plecat de la noi, deci ieri, la ora 3 s-a dat drumul, deci la 15 s-a dat drumul, la 17 după 2 ore s-a închis din nou vama, pentru că vama bulgară, pentru că unul din tirurile care plecase de la noi a făcut un accident foarte grav la ieșirea din Rusi. Și am stat iar cu vama închisă încă vreo 2 ore, pentru că nu au lanțuri, nu au cauciucuri de iarnă, au mașinile uzate, sunt cum sunt și asta e. Deci asta s-a întâmplat și de-aia a tras de ele, pentru că ele alunecă în permanență. Ce să le facem? Să le întoarcem înapoi unde? Tot pe drumurile patriei sau ce să le deci mai facem? Deci e necesară șoseala de centură. Absolut necesară. Absolut necesară. Absolut necesară, da. E un pericol și pentru cei care circulă. Pe categoric. 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 Și mai ales că erau foarte nervoși. Deci, azi noapte era dezastru. Domnul comandant de la poliție a scos mascații până la urmă pentru că nu mai aveau răbdare, încercau să se depășească unii pe ceilalți și la un moment dat, deci noi fiind pe traseu, pe la 11-12 noaptea, ceva de genul, când ne-am întors, riscam să nu mai trebuia să mergem pe contrasens, pentru că ei deja se dublaseră, că nu mai aveau răbdare să stea în coloană. Și atunci am fost nevoiți să chem... Așa este, dar n-a fost vina noastră. Deci de îndată ce s-a deschis vama bulgară, vreau să vă spun că am avut convorbiri non-stop în toată perioada asta cu prefectul de Rusia. Non-stop. Și ei au făcut tot posibilul. La ei este un nod la Biala. Au o vale acolo, se strânge foarte multă zăpadă și se trece ca prin tunel. Și până au desfăcut acolo, a trecut timpul care a trecut. În rest, să știți că și ei au avut toate parcările pline, spre deosebire de noi, ei chiar au parcări și chiar le-au umplut pe toate. Deci chiar am fost și le-am văzut și palea și chiar erau pline, că tot insistam să mai mi-a și mie. Măcar 10 camioane, măcar 20 de camioane. Nu putem, doamnă, că e plin. Am văzut, într-adevăr, erau plin. Până n-a dat drumul la Biala,
nu s-a putut pleca. Mascați au venit ca să puteți ieși de acolo? Nu ca să putem ieși noi, nu. Noi am, ca să-i țină potoliți pe conducătorii auto, da, să nu mai facă chestii de genul ăsta, pentru că, sigur că da, încercau să depășească până și curbela Daia. Oricel care venea în spatele lui nu mai avea vizibilitate și îl lua celălalt de pe contrasens. Și atunci, de asta v-am spus că s-a, toată noaptea s-a patrulat pe lângă ele. Acum e ok. Vă rog, nu o să ne spuneți și nouă numele complet și... Maior Covaș Radu, prim adjunct al inspectorului șef. Mulțumesc. Ce era? Uitați-mă, la ce oră e filmare? Că spuneți, ați fost la ora 10, dumneavoastră acolo. Era utilaj? E urgent. Să-mi plăcea? Podul.